În Psalmul 103, dacă vreți să urmăriți, doar pentru început, scrie în primele și ultimele versete atât de frumos. Aici e Psalmul lui David, dar în seara asta fiecare poate pentru sine să devină Psalmul său. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele lui cel sfânt. Ce înseamnă asta, tot ce este în mine? Apoi, versetul 2. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Dar cine ar putea să le povestească pe toate? Și se încheie atât de frumos de la versetul 19. Domnul și-a așezat scaun de domnie în ceruri și domnia Lui stăpânește peste tot. Și oriunde este El Domn, adică peste tot în univers, iată sfatul lui David. Binecuvântați pe Domnul Îngerii Lui care sunteți tare în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul cuvintelor Lui. Ce credeți? Fac îngerii așa? Fac. Ioan, când a fost răpit în cer, a auzit că așa fac îngerii. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui, robii Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui. Binecuvintează suflete pe Domnul, amin. Cred că aici, în versetul 22, e vorba și de creație. De ce n-am putea aminti și păsările cu trilurile lor? Toate îl slăvesc pe Dumnezeu. Și sfatul rămâne cel de la început, pentru fiecare dintre noi. Binecuvintează suflete pe Domnul, cu întreaga ființă. Amin. Doamne ajută! De ce am spus asta? Deschideți acum cu mine la Romani, capitolul 1. Și dacă privim aici pe două pagini, de aceea mi îmi place să folosim Biblia, nu proiector. La proiector ți arată un verset, când deschizi Biblia vezi două pagini odată. Și pe două pagini, să observați ce imagini avem aici, 1 cu 18, începe așa, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, adică orice face omul păcătos, rău, automat se declanșează mânia divină. Se declanșează de la orice până la, scrie în versetul 29, astfel au ajuns plin de orice. Și bineînțeles, cu cât vinovăția e mai mare, cu atât mânia lui Dumnezeu și osânda e mai mare. Iar în capitolul 2 scrie, de la versetul 5, că va fi o zi a mâniei și arătării drepte judecății al Dumnezeu, care va răsplăti fiecare după faptele lui. Și unii oameni, începând cu păcate puține, până la cei mai mari păcătoși, poate criminali ai națiunilor, se îndreaptă spre acea zi a judecății. Însă avem și șansa prevăzută aici, cum scrie despre pocăință de la versetul 4, că Dumnezeu de aceea amână mânia, pentru că ar vrea ca noi să vedem bunătatea Lui și îndelunga Lui răbdare și să ne pocăim. Și noi de aici, așa suntem numiți, dea Domnul să și fim pocăiți. Și scrie de la versetul 7 că Dumnezeu are și o altă traiectorie, un alt destin. Va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și mânie, scrie în versetul 8, numai la ceilalți. Versetul 10, slavă, cinste și pace va veni peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Și acum spun tuturor, începând cu copiii care ne pot înțelege, noi spre ce ne îndreptăm? Spre mânia sau spre slava lui Dumnezeu? În una din aceste două puncte finale vom ajunge, ori în slavă, ori sub mânia lui Dumnezeu. Și slava va fi eternă și mânia va fi eternă. Dumnezeu este mâniat, așa cum am citit în versetul 18, pentru orice și uneori se mânie și se declanșează mânia aici. Și scrie în Psalmul 85, în Plângerul Ieremia, capitolul 5, în vește vei mânia pe noi. Înveți, îți vei lungi mânia, nu ne vei face iară să ne bucurăm de îndurare. Că aici mânia lui Dumnezeu este limitată. De altfel, în original sunt doi termeni.
o mânie care o putem suporta aici printr-o pedeapsă divină și apoi Domnul se poate potoli, cum scrie că a fost potolit după foametea aceea de 3 ani în Israel pe vremea lui David, și mânia aceea care nu se mai potolește niciodată, cum spunea Domnul, focul nu se stinge și viermele nu moare. Doamne, păzește-mi deja ceva. Oricum, Domnul Iisus, s-a citit din Ioan 3, a venit să ne mântuiască, nu să ne judece. Scrie în Evrei 2 că Domnul Iisus a venit să ducă pe mulți fii la slavă. Versetul 10. Și împreună cu El să-L lăudăm și El cu noi să-L laude pe Domnul. Dar, cum scrie tot acolo în Ioan 3, de unde s-a citit în primele versete, în final, în versetul 36, că dacă cineva nu se încadrează în voia și în traiectoria lui Dumnezeu, cine nu crede în Fiul și nu-și schimbă viața, nu va vedea viața și mânia lui Dumnezeu rămâne, adică va fi eternă, peste el. Spre una, repet, din aceste două destinații ne îndreptăm. Nu dintr-o dată sărim. Fiecare gest, fiecare faptă, fiecare vorbă, fiecare zi e un pas într-acolo. Aici în Roman, capitolul 1, scrie că unii au avut șansul să-L cunoască pe Dumnezeu, dar au rătăcit și treaptă cu treaptă, pas cu pas, s-au dus înspre pierzare. Și scrie, vă rog să observați, versetul 24, Dumnezeu i-a lăsat, versetul 26, Dumnezeu i-a lăsat, versetul 28, de 3 ori același text, Dumnezeu i-a lăsat. Așa ca pe Balaam. I-a zis, nu te du, dacă el a insistat, Dumnezeu a zis, du-te, dar fii atent. Pe de altă parte a ieșit înainte și i-a zis îngerul, știți evenimentul cu măgărița, drumul pe care te duci, duci la pierzare, nu s-a mai întors acasă. Și a dorit bietul de el să fie murit de moartă și lor neprihăniți, dar n-a avut parte de el. Știți, duminica trecută a fost acei fratele acela bătrân din Ucraina, Piotr de la Kiev. Și pare mi se că a spus așa cum tata lui i-a zis în final să rămână credincios. Dar ne-a povestit într-o întâlnire particulară de ce a insistat tata lui când a murit la bătrânețe. Tata lui a fost condamnat la moarte 2 ore, odată a fost comutată pedeapsa, altă dată în mod miraculos Domnul a scăpat. I-a zis, mi-a descoperit Domnul, îi spunea tata lui, cum va fi evoluția creștinismului în viitor. Promitem, nu doar mie, Domnului, că Tu vei rămâne în credința care ai primit-o de la noi. Că, spunea un caz, a fost unul care a fost om al lui Dumnezeu și folosit de Dumnezeu, dar n-a fost întru totul statornic. Și spre bătrânețe s-a abătut și a zis Dumnezeu cu glas profetic, îți pierzi cununa. Și drept dovadă că cu una ți-ai pierdut-o, vei fi îngropat ca un măgar sălbatic. A plecat în altă parte a orașului să ducă ceva la rudenii, soția lui a crezut că e acolo, pe drum i s-a făcut rău în parc, a murit, n-a avut niciun act de identitate la el, l-au dus la spital, l-au ținut în morgă câteva vreme, apoi până s-au sesizat, nu știau unii de alții că unde-i, s-a dat ordine și l-au băgat într-un sac și l-au pus acolo într-o groapă deoparte, fără sicriu și fără slujbă, ca să se împlinească cuvântul rostit. După o viață de slujire, Apostolul Pavel spunea, e biblic, mă tem ca nu cumva, după ce am predicat, să ajung să fiu lepădat. Am spus astea ca nu cumva să nu pară de interes ceea ce mi-a pus Domnul pe inimă să spun. Noi mergem spre unul din aceste două locuri. Cum au ajuns oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu? Așa scrie aici, versetul 21, măcar că l-au cunoscut pe Dumnezeu. Cum au ajuns? Încă scrie în finalul versetului, fără pricepere, întunecați, versetul 22, au nebunit. Cum? Poate sunt unii tineri aici care spun, eu n-am avut experiențe cu Dumnezeu.
Deși uneori nu-i de dorit să ai experiențe speciale. Dacă vă amintiți, cu ani în urmă a fost un frate din Oradea aici care spunea că el a vrut să vadă cum face Dumnezeu o minune. Și la un accident de circulație a zburat prin aer câțiva metri, a stat în spital o vreme, toți s-au mirat, băi, cum ai scăpat? Și el a zis, asta nu mai venea în minte. Am vrut să văd cum face Dumnezeu ceva. E mai bine să îl ascultăm liniștiți pe bancă, stând în adunare și ascultând de tata și de mama acasă. E mai bine să auzim experiențele altora decât să ne treacă Dumnezeu pe noi prin foc. Mai bine citim cu cei trei din Babilon și să ne ajungă cuptorul lor. În primul rând, oamenii, oricât ar ști de mult sau de puțin, sunt datori să-L caute pe Dumnezeu, să-L cunoască. Dumnezeu nu dă busna peste noi să ne afișeze imagini și să ne bombardeze urechile. Ascultați-mă ce vă citesc din text. Versetul 19. Fiindcă ce se poate cunoaște? Unii nu cunosc, dar se poate cunoaște. Despre Dumnezeu le este descoperit că le-a fost arătat de Dumnezeu în adevăr în sușirile nevăzute ale Lui. Puterea Lui, dumnezeirea Lui se văd lămurit. Dacă vrei să te uiți, scrie aici, cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, așa că nu se poate vinovăți că nu credeau, că nu știau. Spune fratele Dionisie Giucuici în poezia Paradisul Verde, prin pădurea înverzită e atât de frumos, de plăcut, să privești frunza vopsită în culoarea potrivită de chimistul nevăzut, roșu, verde, argintie, galben și albastru, gri. Cine ar putea descrie colorația cea vie din păduri și pe câmpie? Fiecare frunză în sine e o dovadă a lui Dumnezeu. Fiecare frunzișoară poartă-nea o melodie, vântul urcă sau coboară și cântă la vioară cu atâta măestrie. Fiecare frunză vie este un laborator. Respirația ne spune ce parfum, ce jingășie deasupra pădurilor. Și te uită ce penele stau pe ramuri agățate, iar mai dedesubt de ele, fructele mai mărunțele se ivesc când vântul bate. Iar de vei o simfonie cântăreților, liniștită și minoră în pădure pe câmpie, poți să asculți la orice oră sub ramuri veri cu frunza plină. Și de-ar fi numai frunzișul cu petale colorată, n-ar fi curios de șișul. Dar când rupem învelișul, portocala e minunată. Însă omul cu securea și cu ferăstrău mare vrea să spună că pădurea a crescut așa, aiurea, dintr-o oarbă întâmplare. Noi slăvim pe întâmplătorul, care poate, care știe că El este creatorul și a creat laboratorul cu atâta măestrie. Un copac e o minune, e o artă, un palat, frumusețea Lui ne spune că există o înțelepciune care toate le-a creat. Uitați-vă acum în grădină, toți pomii sunt golași. În același pământ, la primăvară fiecare frunză în felul ei, fiecare rod în felul lui, unul dulce, altul acru, altul sărat. Oamenii dacă au inventat ceva, industria s-a născut din agricultură. Au copiat ceva de la Dumnezeu. Au făcut oamenii avioane. Dar Dumnezeu, într-o singură zi, a umplut văzduhul de păsări. Și într-o singură zi, în aceeași zi, a făcut și sămișune apele de pești. De la balenă la pești. Foarte, foarte mici. Dar unul mai frumos ca altul. Apoi ce să zicem, dacă ne-am gândit la om, acum când știința a evoluat, ce-i creierul, întregul sistem, metabolism, ar avea oamenii unde să-L cunoască pe Dumnezeu. Să se uite la stele, că sunt telescoape. Este undeva în California, pare mi se un telescop imens. Și unul care nu credea, după ce a stat acolo liniștit, plătit taxa, s-a uitat telescop când a ieșit de acolo, a zis-o în viac, eu nu mai neg existența lui Dumnezeu, ce am văzut. Telescop sau microscop? Grădina ta, grădina zoologică sau ce vrei? Oglinda dacă nu, numai să te uiți, dacă nu uiți la copilașul tău. Cum zice David în 139, măi, cum s-a născut în loc când așa întunecos, acolo în apă și nu s-a înnecat și după aceea dacă nu se înneacă în scurt timp.
Nu-s toate astea măreții ale lui Dumnezeu? Și nu-i numai atât. Dragi copii, ia întrebați voi pe tata și pe mama cum v-a crescut pe voi. Cum i-a ajutat Dumnezeu? Cum le-a vorbit? Dacă nu-i destul istoria lui tata și a lui mama, citește istoria sfinților, a martirilor. Să vezi câte afli. Citiți istoria lui Israel, că așa o să întreba cineva, spune pe scurt, cum poți să-mi dovedești despre Dumnezeu? Zic, să spun într-un singur cuvânt. Israel, restul studiază tu. Să vezi cum se naște o țară, cum Dumnezeu împrăște un popor și-l adună iară. Dar cel mai frumos va fi când ne va aduna în ziua învierii, morți sau vii, morți de mii de ani sau de alaltă ieri. Și toți vor fi cu chipuri noi, dar cu identitate păstrată, cu arhivă fiecare și cu răsplată. Mare-i Dumnezeu! De aceea îngerii care sunt mari în putere laudă pe Dumnezeu în toate locurile stăpânirii Lui. Soarele, zicem Psalmul 19, ca un mire iese din camara Lui și se arată. Așa ca un mire în ziua anunții, spune Biblia, că se prezintă soarele în fiecare zi. L-ați văzut vreodată supărat? Nori cu treaba lor, dar soarele-i tot soare. Își face aceeași treabă, numai în ziua mâniei se va întuneca, pentru că va veni vremea mâniei lui Dumnezeu. Și scrie în Apocalipsa 6 că și stelele vor cădea din cer și atunci oamenii se vor ascunde de Dumnezeu care îl puteau să-l vadă și într-o stâncă și într-un spic și să-l laude și să-l slujească de dimineața și până seara, binecuvântat să fie numele Domnului. Da, de aceea se spune că oamenii de la țară au mai mare predispoziție spre a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ăștia de la oraș, cred că totu-i blocuri și citadele omenești, măcar că și aici am putea să vedem în făpturile care sunt în jurul nostru și să cercetăm măreția Domnului, numele Lui să fie slăvit. Dar mai este ceva. Deci, în primul rând, noi ar trebui să cunoaștem, zice în Osea, să căutăm să cunoaștem, zice în Fapte 17, Dumnezeu a pus oamenilor hotare să-L caute pe Dumnezeu. Când El avem viața, mișcarea și ființa, asta le-a venit și poeților greci, ideea. Dar ceva foarte aproape scrie aici, versetul 21, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit. Asta e o mare greșeală. Cum spunea dimineața fratele Eugen, noi nu vrem să smulgem aminul nimănui, numai să vi-L arătăm pe Dumnezeu și dacă nu-i destul de mare să-L slăvești, rămâi mut. Dar să știi că mut rămâne numai la care nu crede. Și au fost cu toată lui Ioan Botezătorul. Dar când s-a împlinit că l-a taxat Gavril și a zis, eu vin din cer, tu pui la îndoială ce-ți spun? Și în ziua aceea a scris și a spus, zice în Luca capitolul 1, se va chema Ioan, nume spus, de solul din cer. Nu L-au proslăvit și nu I-au mulțumit. Drept e că evreii au fost taxați cu 40 de ani de robie, că n-au mulțumit lui Dumnezeu că I-a scos, 40 de ani de pribegie că I-a scos din robie și că le-a dat pâine în fiecare zi și n-a trebuit să-și schimbe nici haine, nici încălțăminte, așa-i? Drept este că și pe noi ne-a mustrat Duhul Sfânt uneori că mai cârtim și mai murmurăm, că ne uităm la ce nu se vede, la ce n-avem, în loc să ne uităm la câte avem și câtă bunătate și îndurare ne-a dat Dumnezeu. Dragii mei, ați fost careva vreodată să n-aveți vedere vreo vreme? Faceți dacă nu probă. O zi nu vă folosiți de ochi. Să vezi după aceea. Și știi ce minunăție sunt ochii. Poate a fost, îmi spunea fratele Michi Bantu, nu știu dacă e aici, a avut probleme cu coloana, ceva și a stat nu știu câte vreme așa anchilozat. Și a spus un medic, tu nu mai poți umbla. Și mi-a zis, ce măreție pot munci când nu mi se dădea șansă și pot să am mobilitate. E mare lucru să-ți miști picioarele, să-ți miști mâinile, să vezi, să vorbești, să ai pâine, să ai casă, să ai familie, să nu fie război, să afli de mântuire, să fii în adunare,
Merită Dumnezeu să fie proslăvit. Păi noi ar trebui nu să vă îndemnăm să spuneți amin, să vă mai potolim să ne auziți ce vorbim. Eu am prins o astfel de adunare, încât predicatorul a zis, vă rog, mai abțineți-vă, că altfel nu mă înțelegeți. Da, că Dumnezeu merită toată slava. Și cei mântuiți ce-L vor vedea și vor fi cu El, îl vor slăvi pentru vecii vecilor. Și nu se vor obosi corzile vocale a cântăreților. Și nu ni se vor termina repertoriile, îl vom slăvi pe Dumnezeu. Apocalipsa e plină de cântări, îl vom lăuda pe Dumnezeu care merită. Uitați-vă în Apocalipsa 19, acolo la nunta, e o înșiruire de aleluia. Ceea ce înseamnă, te lăudăm, Doamne, mărit să fie, Domnul. Haideți să ne uităm mai bine la Dumnezeu cu băgare de seamă. Cum am citit din Psalmul 103, să nu uităm niciuna din binefacerile Lui. Nu știm cum se va comporta Domnul de aici înainte cu noi. Se spune că pot să vină vremuri grele, pot să vină persecuții. Nu știm. Cum îmi spunea într-o zi scumpa mea soție, cum scrie în Iov, zice, iată ce ascundeai de mine, Doamne. Nu știm ce vine, dar pentru ce a fost și chiar pentru ceea ce va veni, tot Dumnezeu merită să fie slăvit. Numele Lui să fie și să rămână binecuvântat. De aceea, hai să ne hotărâm, cum spunea o soră când a întrebat-o cineva, a zis, ce mai faci? A zis, m-am mutat de pe strada cârtitorilor pe strada mulțumitorilor. Și unde, da, îi dăm adresa? Nu, zice, nu, e o schimbare de atitudine. Până acum m-am uitat la ce mi-a arătat diavolul, că nu mi-a dat Dumnezeu. De acum nu mai bag în seamă pe diavolul. Vreau să-L laud pe Dumnezeu pentru ceea ce mi-a dat, numele Lui să fie slăvit. Spuneam cuiva care era nemulțumit de soție, măi, laudă-ți nevastă. Păi de nu e așa, măi, dar tu nu știi vorbi prin credință. Ce nu îi spui că va fi? Ba chiar credem. Îmi spunea o soră și Domnul mi-a spus cu privire la un copil care era neascultător, mulțumește! Îngrija o bătrânică în vremea aceea. Și o să m-am apucat și mulțumeam, Doamne, îți mulțumesc! Și spunea diavolul, tu n-auzi ce zici? Poate te aude cineva să râde de tine. Doamne, îți mulțumesc! Și spunea, după o lună de zile de mulțumire, a trimis Dumnezeu izbăvire. Da, știu alt caz în care a fost de față, vorbi Domnul cuiva și a zis, necazul vostru nu se va opri la pragul mirării, nu se va opri la pragul durerii, nu se va opri la niciun prag, dar nu va putea trece de pragul mulțumirii. Că mulțumirea este ceva ce îi se cuvine lui Dumnezeu. Observata Domnului Iisus scrie în Luca 17, când cei 9 leproși n-au venit să mulțumească. Dar ce le-a spus El că trebuie să mulțumească? Așa e normal. Așa trebuie Dumnezeu să fie lăudat. Că-i pe drept numele Lui să fie binecuvântat. Dacă dumneavoastră ca mame ați făcut o mâncare bună și v-ați strudit, e normal dacă soțul sau copiii vă spun mulțumesc. Știu o familie mai mare unde și-a instruise tata, care termina primul să lăuda, că eu am mulțumit primul la mama, că n-avea voie să mulțumească numai când era terminat totul din farfurie. Da, dar toate astea nu le-a pus întâi mama în farfurie, le-a pus Dumnezeu pe câmp, ne-a dat sănătate și pace să le adunăm, nu-i ca pe vremea lui Madian, și iată că le avem, numele Domnului să fie slăvit. Așadar, să ne uităm mai bine la albumul care ne l-a lăsat Dumnezeu și în al doilea rând și legat de asta să-L proslăvim, să-I mulțumim, pentru că, ascultați-mă ce scrie aici, unde se ajunge dacă nu facem așa? Inima lor fără pricepere s-a întunecat, s-au felit că sunt înțelepți, s-au nebunit, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu un muritor păsăr dobitoace, cu patru picioare târătoare. Versetul 25, au schimbat minciuna adevărul și au slujit, s-au închinat făpturii în locul făcătorului. Astfel se ajunge la idolatrie.
Hai, spuneți drept, tineri sau dumneavoastră, când ați citit în Biblie, Vechiul Testament de regulă, nu v-ați mirat cât înclinație spre idolerea? Parcă te miri. Fiecare cu Dumnezeul lui și preoța lor. De ce? Pentru că omul ori e cu Dumnezeu, ori își face alt Dumnezeu fals. Și în vremea noastră, toți oamenii care nu s-a atenți la Dumnezeu și nu-L laudă, au toți dumnezeilor. Acum, cea mai mare idolatrie este pe internet. Pe Facebook, de exemplu. Fiecare cu idolașii lui, cu chipul lui, pe care își deschide fiecare templul lui. Eram acum zilele astea undeva într-un aeroport și m-am uitat așa în jur, 90% pe telefon, oameni. Și mai ce făceau în timpul acesta înainte când nu era telefon? A zis cineva, un om cu minte, aveau vreme să gândească, câte unul mai citea o carte, mai povesteau doi, trei la oaltă. Acum se pare că idolatria ne face roboți. Dragi copii, dacă ați putea voi să scăpați de idolele astea, care vă fascinează mintea, vă robesc, vă atrag și uităm de Dumnezeu. Copii, să vă lase mama liber pe telefon, așa că poate pe unii vă mai restricționează la timp sau la știu eu ce parole mai sunt pe acolo. Dacă vă lasă pe telefon, părinți, faceți probă cu unul din ei, dați telefonul liber și ceilalți să se uite cât timp va sta pe telefon. Numai somnului îl mai oprește. Dar dacă îl pui să admire natura și să citească, să studieze, când va dormi mai repede? Vedeți, dragi copii, că avem înclinație spre păcat și că e mai locomos păcatul. Că v-am spus că Dumnezeu nu ne abuzează, ne lasă să-L căutăm, dar diavolul prin tehnologia asta și prin toate ispitele păcatului intră cu sila în noi. Așa s-a făcute astea. Sistemele astea computerizate, felul în care s-au aranjate paginile web și toate celelalte, sunt făcute în așa fel ca pașii să te conducă într-acolo. Așa sunt programele gândite, să ne sucească mintea. De aceea să ne păzească Dumnezeu copiii în vremea asta, nepoții. Ca nu cumva uitându-L pe Dumnezeu să ajungă la idolatria vremii noastre. Și se închină la asta. Asta le este viața, asta le este pasiunea, inima. Și stați, ce urmează e groaznic. Întâi se pierde Dumnezeu și oamenii au alte atracții, alte pasiuni, filme, sport, câte toate, care îi fac să uite de Dumnezeu și de cele sfinte. Și ce urmează? Citesc versetul 24. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor și își necinstesc singur trupurile. 26. Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, acum ca niciodată. Și nici nu mai citesc, știți ce e aici, ce scrie și ce e în lume. Întotdeauna oamenii care le pierd pe Dumnezeu și ajung de se închină unul la altul și la toate fantomele și la nebunia lumii acesteia, ajung imorali. Așa e lumea asta. Așa e. Europa noastră, numai să nu-i spui de Dumnezeu, mai cu seamă la unii, excepție fac anumite țări în Europa, sau lideri cel puțin. Dar iată în ce imoralitate au ajuns. Întotdeauna aceștia spași. Și uitați-vă dumneavoastră la copiii, la tinerii noștri din nefericire. Dacă îl pierd pe Dumnezeu și nu mai este rugăciunea, părtășia sfântă, cititul Bibliei, meditația, cum spunem Psalmul 1, ajung și-ți găsesc alte pasiuni. Cum se spunea recent o mămică văduvă. Ce să fac copiii seara în pat, sub pătură, numai fiecare cu telefonul lui, cu idolatria asta a vremii. Se zice, apoi când ne-a luat la cercetare, unde ajung? La imoralitate. Se dezlănțuie poftele, necinstesc trupurile și iată tinerii noștri cum se murdăresc și chiar familiști unde ajung.
Că dacă l-am admirat pe Dumnezeu și l-am slăvit, i-a mulțumit că chipul nostru e chipul Lui. Noi nu suntem creați după un designer, pe noi ne-a creat Dumnezeu după chipul și asemănarea Sa. Și de ce să ne cinstim noi singuri trupurile, să ne înjosim, că nici animale n-ar face una ca asta. Animalele nu se compromit în felul acesta. Își respectă fiecare specia, soiul, naturalețea cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. O, Domnul să aibă milă de noi. Și apoi vine toată murdăria vremii, cum spunea și pe 29, citiți acasă dacă vreți, dacă nu survolați acum versetele, câte rele vin pe urmă. Nu mai este nicio normă, nicio etică, nicio conduită de viață, niciun principiu care să guverneze. Asta spun pe aici, pe acolo, noi marxiști ai vremii noastre, să ne lase creștinismul cu normele. Îi lasă și Dumnezeu, că așa scrie de trei ori, să se îndobitocească și o să devină animale. Cer relații cu animale la nivel legislativ. E ceva ce nu se poate povesti unde a ajuns lumea aceasta. Dumnezeu nu știu cât va mai suporta. Știți cât de altfel? Scrie în versetul 12, în capitolul 12, cu asta am încheiat. Versetul 4. Disprețuiești tu bogățiile, bunătăți, îngăduințe și îndelungii lui răbdări. Te tot miri cum îi îngăde Dumnezeu. Are Dumnezeu îndelungă răbdare? Are. Cum zice în 2 Petru 3 cu 9, ca niciunul să nu piară și tot să vină la pocăință. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Așa că, dragi copii, frați, surori, prieteni care mai sunteți pe aici, hai să ne uităm încă o dată la bunătatea Domnului și să ne pocăim. Dar să ne pocăim cu adevărat. Cine-i pocăit, cum scrie la biserică în Apocalipsa 2 și 3, nu mai țineți ce aveți. Dar care nu, sau care e ca și îngerul bisericii în Laodicea, visător, crede că este și nu este, nu uitați la 5 din cele 7 biserici, același mesaj. Pocăiește-te, dar, Doamne, ajută-ne. Dacă și eu v-a zis, mă pocăiesc, în sac și cenușă. Și dacă a zis, eu chiar cred că a făcut-o. Ce pocăință! Că sub acest aspect, niciodată nu mi-a trecut prin minte, acum îmi vine, parcă aș fi interesat să mai fi scris detalii de la Iov 42 încolo, cum s-o fi pocăit Iov, la cât o fost de pocăit, dar păi după aceea. O, ajută-ne Domnul și nouă! Nu să ne luăm după alții, că și alții fac, că și alții își permit, că dacă e voie, nu așa. Să ne uităm la Domnul, să-L cunoaștem mai îndeaproape, să-L proslăvim cum îi se cuvine. Că nu cumva să ne atragă alte imagini, idolatria vremii, nu cumva să ajungem niște stricați. Nu cumva să ne inunde toate relele și noi cu toată inima și cu toată ființa să ne pocăim cu adevărat. Că și dacă n-am avea de trei numai 40 de zile cum a fost în Ninive, aceia n-au știut ce-i pocăință. Dar au recurs ei la această ultimă formă, nici nu erau siguri. Scrie acolo, cine știe? Și Domnul scrie în Matei 12 că ce-au făcut ei, se numește pocăință. Domnul s-a uitat și s-a îndurat de ei. Că scrie acolo în Iona, că i-a zis Dumnezeu prorocului, că lui Dumnezeu e milă și de vite, da de oameni. O, să se îndure de noi și să ajute Domnul să se umple adunarea asta de pocăiți. Întâi noi și apoi câți mai în cap, dacă nu ne adunăm în serie. Numai să se pocăiască toți. Noi asta am vrea, cum a zis Pavel către Agripa, care a zis, vrei să mă pocăiești? A zis, da, Doamne ajută, mărit să fie Domnul la mine.